Mami, nu o facem băbăloaică. Victoria, nu-mi place cuvântul ăsta băbăloaică. Mami, lasă-o. Te rog. Mami, dar nu vrea să-și o pună. Nu trebuie să-și o pună dacă nu vrea. Victoria. Victoria, dă-o lui mami și-o pune mami. Și-o pune mami. Nu! O vrei tu? Nu mai aud nimic. Lasă-o, mama, lasă-o să facă ce vrea ea, iubito. Victorii, hai să mă ajut cu mami. Vrei să mă ajut pe, să o ajut pe mami să facă salata de beof pentru... Hai! Hai, salată! Hai, mai iubiți-vă acolo, hai! Unde e insigna de cercetaș pe care vrei să-i o dai lui Iris? Da, mămica? Ce am? Papucei? Hai să mă ajut. Mami, ai mama că îmi pui piedică, mama. Îmi pui piedică și nu e ok, să știi. Nu e aici. Cu asta portocalie? Da. Hai. Îți dau un morcov? El a încărcat, ți-l aduce mami imediat. Vrei un morcov? Da. Poftim. Hai, ia un morcov să-l... Vrei și tu un morcov să-l decojești? Roșu, un morcov roșu, vrei tu? Ia și tu un morcov. Anul ăsta de Crăciun o să gătesc în mai multe reprize, pentru că nu vreau să mâncăm toată mâncarea odată. Gătesc salată de băuf pentru că aia a fost cerința obligatorie din partea lui Tavi. O să avem pe masa de Crăciun friptură și salată de băuf, cam atât. După care, de Revelion, o să facem și piftie și o să facem și sarmale. O ajut eu! Bravo, ajut-o tu, mămica, așa, perfect! Eu pot să învăț din talentul meu. Să-i arăți din talentul tău? Uh-huh. Fă-ți talentul, mama! E o vorbă de maneliști. Fă-ți talentul, mămico! Da, iubito, fă-ți talentul, fă-ți talentul! Da. Perfect. Așa, să punem morcovii la fiert. Mami, am pus și cărniță la fiert, să știi. Și trebuie să pun și cartofii la fiert. Așa. Da, să dea în clocot. Și să pun și niște țelină. Un picuț de țelină. Ți-a venit talentul! Ți-a venit talentul! I-a venit talentul lui Iris? Da! De unde i-a venit, mama? Era plecat? L-a plecat la farmacia. La farmacia de talente? Da! Bună asta! Hai să mai pun un pic de țelină. Iris încearcă și ea, pentru că tot ce face Victoria copiază și Iris. Încearcă să facă și ea, mă rog, toate cele pe care le vede la surioara ei mai mare. Ea a ieșit acum, na, mie mi-e foarte teamă, pentru că le-am dat pilărele să se joace cu ele. Mi se par cele mai sigure din toate ustensilele tăioase din bucătărie. Mie mi-e frică, de exemplu, să le pun cuțit în mână. Deși, uite, Tavi nu e de acord cu nici măcar cu aceste ustensile când vine vorba de copii. Hai, te ajută mami ca să punem și morcovețul tău la salată? Nu! Mai trebuie curățat un pic. Wow, ce frumos îl cureți! E minunistic! Ia, mulțumesc! Mami, haide, gata. Terminăm aici cu morcovii, că până mâine... Uite ce bunătăți am pentru voi!
Dar nu mai am, să știți. Doar aia și atât. Că nu mai este, mama. Ei, cum nu-ți place? E foarte bună, e ciocolată. A? Ia, să vă arăt. A? Tremură maioneza? Ca maioneza să tremure. Perfect. Maioneza e gata. Cine nu e gata, îl iau cu lopata. Tu ce dorești, domnișoara? Vrei să guști? Nu, mami, nu. Dar e grețos ăsta, să știi, n-o să-ți placă. Vrei să mă ajuți? Imediat vei putea să mă ajuți. Dacă vrei să mă ajuți la salata de beof, așa cum faci tu de obicei. Dar de ce te ștergi, mama, de pupul meu? Nu-i frumos să te ștergi? Am machiaj? Și nu vrei și tu machiaj? Vrei alt machiaj? Cu ce culoare? Dar asta ce caut aici? Că asta nu mă ajută. Că s-a apucat ea să taie morcovii. Mi-a stricat vreo 2 morcovi, pentru că n-am ce să fac. Întotdeauna când am activități din astea de gătit, pun în plus și pentru ele, pentru că știu că mai ales Victoria este cea care mi se alătură și vrea și ea să ajute. O mai las să strice și probabil că anul ăsta o să mai las să strice mâncare, pentru că vrea să învețe, dar eu cred că de la anul lucrurile vor fi concrete, adică mă va ajuta cu adevărat. Ce va tăia ea acolo, voi pune și în salata de beof la anul. Asta trebuie să-l pun deoparte, să fac decor din el. Nu mai dai încă unul? Nu, mama, că mi le strici. Una și gata. Nu, trebuie să fie mai mărunte. Te rog să mi le tai mărunte, mama. Da, da, mai măruntele vreau. O să-ți dau încă unul și gata, după ce o să termin și o să fie mărunte alea. Cât de mici le taie mama? Eu nu.